Prefectul de Gorj, Claudiu Teodorescu, le-a vorbit oamenilor despre cât de importantă este pentru noi ca popor ziua de 9 mai. Cred că tot ceea ce au făcut înaintașii noștri trebuie să privim și să respectăm, să privim cu pioșenie și pe noi ca generație ne obligă pe viitor să continuăm nu numai elemente ale globalizării, dar și elemente de independență statală, pentru că e foarte importantă independența statală, dar să nu uităm că niciodată nu putem trăi singuri, putem trăi doar în echipă. E o zi importantă nu numai pentru Europa, e o zi importantă pentru toată lumea, pentru că Uniunea Europeană și statele din Uniunea Europeană nu sunt cimitirul civilizației, ci întotdeauna au fost cele care au creat civilizație. Și e foarte bine că suntem uniți. Și noi, România, facem parte din această echipă, din această mare familie. Câteva cuvinte despre însemnătatea zilei de 9 mai a rosit și președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Generația prezentă și noi toți cei de astăzi avem obligația să facem tot posibilul pentru un viitor mai bun, generațiile viitoare, care evident nu trebuie să piardă tradițiile noastre românești, ce ne identifică ca stat, ca neam, într-o diversitate, într-o familie. Numai că târgujenii parcă nu știu prea multe despre această zi. Ce se sărbătorește? Așa a venit doar, nu apucai să văd. La ce ați văzut până acum? Muzică și anunțară aceea dânsi de sărbătoare. Ce sărbătoare? Nu înțeleg să-i bine, că nu mai ce. Ziua Europei. Da, ziua Europei, da. Este... 9 mai, da. Ziua este Europei. Bine că o sărbătorim și la noi în Gorj? Da, e foarte bine. Ce sărbătorim astăzi? Sărbătorim astăzi la municipiului Târgu Jiu Gorj și sărbătorirea... Cum și uita? Ziua Europei. Ziua Europei. Este bine că autoritățile marchează acest moment? Este foarte bine și ne bucurăm și le dorim multă sănătate, fericire și la mulți ani. 9 mai are trei semnificații. În 1877 a avut loc proclamarea independenței statului român. Pe 9 mai 1950 se pun bazele viitoarei Europe Unite. De asemenea, în aceea zi, în 1945, se încheie ostilitățile celui de-al doilea război mondial.